Tată, e un singur mod în care să salvezi ziua. Printr-un gest extravagant, exagerat și disproporționat. Ai dreptate. Nu știu ce e așa special pe 11 octombrie, dar știu că e important pentru mama ta. Așa că o să am grijă să nu mai uit. Cum? Nu e o lebădă! E un elefant! Despre ce vorbești? Nu te-ai întrebat niciodată de ce am mers în vacanța de vară în ianuarie? Calendarul era cu susul în jos! Azi e 11 octombrie, nu 1 noiembrie! O să-mi tatuez 11 octombrie pe fesa mea. Bine, un tatuaj e un gest prea mare. Să-l iei în considerare pentru... Așa, se pare că... Ce? Știți că eram... Credea că e aniversarea căsătoriei, dar nu este. Vrea să spună că a greșit, dar gura ei e patologic incapabilă. Ei bine, sper că picioarele ei vor fi capabile de revanșă. Cum? De ce? Arată exact ca ea. Mersi. Aș vrea asta pe asta. Ce faci? Nu putem vedea înainte. Atunci va trebui să fugim. Au, ce rău doare. Oh, nu, 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 nu pot face asta, doare prea tare. Omule, te asigur că e un preț rezonabil pentru un tatuaj. Ah, să nu fie fese, nu fese, nu fese, nu fese. Ah, mulțumesc, universule. Strict vorbind, e fața mea. Ăla-i fundul meu. Să mergem pe aici. Putem vedea unde mergem de aici. Așteaptă. Ce? Îl ții invers. Era să greșești data. Unde e? Lângă magazine, undeva pe stânga. Oh, nu pot vedea nimic. Vai de mine, ce rău îmi pare. Stai, trebuie să-ți dau amendă înainte să uiți ce s-a întâmplat. Stop! De ce? Unde e soțul meu? Sunt aici! Hai sus! Ce-ai făcut? Nu-ți face griji, draga mea. Oh, vai, ce bine. Nu ți l-ai făcut. Nu. Ba da, l-a făcut, dar a primit reducere. Deci nu trebuie să-ți faci griji pentru bani. Vai, Richard. De acum nu să mai uit ce zi e. Mereu mă voi întreba. Oare ce zi este astăzi? Mereu. Dar eu am... Poftim? A încurcat datele și a greșit. Asta e o zi de ținut minte. Glumeam. Știu exact cum să repar situația. Cum? Nu să uit să mă gândesc la tine în fiecare zi. Ce zici? Iubire. Îmi place.